Mi-amintesc că era în luna mai, primul zbor în 10 mai 1981. Și câteva zile am fost planificat la zbor și din cauza vântului, care la Buzău primăvara bate destul de tare, am tot amânat acest prim zbor. A fost ceva inedit pentru că eu nu mai zburasem până atunci. Și am fost surprins să mă trezesc la un moment dat în aer. Și de apoi totul a început să curgă firesc. De atunci, de la primul zbor, au trecut 34 de ani, timp în care comandorul Tudorel Duță a adunat aproape 3000 de ore de zbor, a îndeplinit diferite funcții în statul major al forțelor aeriene și în statul major al forțelor navale, a format piloți și a fost unul din pilonii principali ai proiectului Aviația Navală. În ultima decadă a lunii aprilie, comandorul Tudorel Duță a executat ultimul zbor de instrucție la manșa elicopterului Puma Naval. A fost o zi obișnuită de zbor cu ședință de planificare și vizită medicală. Emoțiile și-au făcut loc însă în programul zilei. Apoi, pentru ultima dată în calitate de pilot militar, s-a echipat și a urcat la manșă, verificări de rigoare și decolarea, efectuarea unui punct fix și apoi zborul pe traiectul stabilit. Totul ce chim la același ce preluare o fac cu motorul pornit. Ultima misiune la manșa elicopterului Puma Naval a fost ca un arc peste timp, un zbor peste unitățile militare de marină și aviație din Dobrogea, de care se simțea legat. Pe ultima parte a zborului, elicopterul 141 a fost însoțit de două avioane ușoare ale colegilor civili de la Tuzla. Emoțiile au fost înainte de zbor, mai multe decât mă gândeam. Și în momentul aterizării, când am văzut atâția prieteni care mă așteptau, m-am simțit deosebit. Pe timpul zborului a fost și soare și ploaie. Așa este. Sunt cele două lucruri parte din viața unui pilot? Da, da, da. Un pilot și mai ales cu o carieră destul de lungă, nu poate să ocolească și momentele grele. Asta fac parte din meserie. Și astăzi a fost o zi specială, a zice. Într-adevăr, condițiile meteo au fost destul de variate. Pe traiect am întâlnit și turbulență, și plafon, și soare, și un pic de ploaie. În hangarul de la Tuzla, comanda flotei a organizat o scurtă festivitate. A fost cel ce a transformat grupul de elicoptere dintr-un concept în realitate. A sosit vremea ca puii de vulturi, dar vulturi marinărești, pe care i-a crescut profesional vorbind, să devină la rândul lor instructori și să dea startul unor tradiții care vor rănui peste generații. Vreau ca
să fie și un moment de tranziție, să oferiți simbolul conducerii elicopterului, astfel de transfer față de tranziție. Da? Și pentru zborul pe care l-am făcutat cu Vitorula, și pentru colegii tăi, și pentru tine, și pentru cei care vor veni alături de voi, să fie mulțumesc. Simbolic, într-adevăr, am vrut să arătăm că ștafeta a fost predată în mâini foarte bune și cursa trebuie să continue. În 10 ani de activitate în Forțele Navale, în cadrul programului Aviația Navală, comandorul Tudorel Duț a colaborat cu mulți marinari, unii dintre ei, printre care s-a aflat și contraamiralul dr. Alexandru Mârșu, șeful statului major al Forțelor Navale, fiindu-i alături la momentul emoționant. Comandorul Tudorel Duț a aterizat cu bine după ultimul zbor ca și pilot militar, dar proiectul Aviație Navală și elicopterul Puma Naval continuă. Cer senin!